Salutare, oameni buni! Ne aflăm la în locul unde ne simțim ca acasă și, cum am mai zis în alt episod, sper că și voi puteți să vă simțiți ca acasă aici. Este un atelier self-service, pe nume Panda Self-Service, că tot se vede acolo foarte descriptiv bannerul, unde poți să vii să-ți lucrezi la propria mașină, evident, în limita bunului simț a normalului. Nu este un service, adică nu au mecanici. Ideea este că poți să lucrezi la mașina ta pe sol sau pe elevator. Sunt trei boxe. Una este mai premium, unde ai mai multe scule și condițiile de lucru sunt mai bune pe partea asta de iluminat, înălțimea de lucru a elevatorului și poți să vii să schimbi uleiul, să treci pe roțile de vară, de exemplu, mici operațiuni de mentenanță sau inclusiv chestii de amploare mult mai mare, cum ar fi o schimbare de motor, Doamne ferește, pe care recomandat e să o faci cu un mecanic, dacă nu te pricepi tu. Și astăzi vreau să filmez, să refilmez de fapt o mașină pe care am mai prezentat-o acum vreo 2 ani sau chiar 3 aproape, nu mai țin minte, oricum 2 sunt sigur, doar că o vom filma pe dedesubt, să vedem cum arată după aproximativ ce mai de fapt. Mașina a fost de nouă luată în România, a fost a unui director de la o companie multinațională, are 150.000 de kilometri făcuți în probabil vreo, nu știu, 6 ani cu totul, ceva de genul. Și proprietarul actual o are de aproximativ 3 ani și a făcut aproape 80.000 de kilometri, servisând-o corespunzător. Anvelope de calitate, mai pe la suspensie una alta, că era cazul după toți acei ani, dar este o mașină rulată doar în... Mă rog, a rulat și pe afară, dar în sensul că a fost în concedii. Dar este o mașină luată în România, rulată aici și e interesant de văzut cum sau dacă a fost afectată de condițiile vitrege de la noi. Este un 1.5 DCI cu cutie EDC de la Getrag, adică dublu ambreiaj uscat 6 trepte. Și oricum, dacă vreți să vedeți detaliile mașinii cu test drive și consumuri și toate alea, revedeți prezentarea, o găsiți pe canal. Astăzi o să fie mai tehnică, ne băgăm pe sub ea. Și îmi dau seama că e o coincidență interesantă aici. Pe masă este o revistă din 2003, unde se află Megane 2, o mașină care nu are neapărat legătură cu cea de aici, dar tot un Renault este. Și îmi dau seama că am filmat aproape toate mașinile de aici. Espace din ăsta am filmat, S-Class am filmat. Megane în formatul acesta, nu țin minte să fi filmat. Și... ba da, am filmat decapotabil din ăsta, exact generația asta. Și C-Class și cu S60 de asemenea, chiar cu această motorizare. Aston Martin nu încă. Dar lăsând revistele la o parte, unde cel puțin în presa modernă sunt niște articole din astea simpliste care nu-ți explică tehnica, așa că tot pe YouTube găsești materiale concrete. Mașina asta, repet, fiind luată în România, rulată destul de puțin în prima etapă a vieții, la primul proprietar avea cam 75.000 de kilometri. Nici puțin, nici mult. Ideea e că a fost întreținută de ambii proprietari și se vede că e o mașină care în continuare este mersă preponderent la drum lung. Și atunci când proprietarul merge cu ea în oraș mai des, preferă să-i schimbe uleiul la 5.000 de kilometri strict pentru drumul de oraș. Face practic un schimb de ulei între revizii și nu depășește 10.000 de kilometri intervalul de revizie și asta, mă rog, se va vedea în durabilitatea mașinii. Oricum, 1.5 DCI nu e un motor complicat și această mașină, fiind puțin mai veche, nu are AdBlue, nu este problematică în sensul acela clasic și, ce să zic, hai să ne apucăm să vedem ce se află pe aici. În primul rând, ea la bază este derivată din Fluence-ul acela sedan, așa că împarte tehnica cu el, doar că e singura configurație pe care ții minte să se fi pus EDC, pentru că Fluence-ul monormal a avut un X-Tronic CVT din acela de Nissan, o transmisie total diferită, dar toate au stilul acesta cu punte și cu McPherson pe față. Și aici putem vedea cum arată arhitectura, este o traversă deformabilă, cum se numește ea popular, care are o anume flexibilitate, adică de asta la genul ăsta de suspensii nu ai nevoie de bare antiruliu, însă anumite setup-uri de șasiu mai sportiv, cum este la Astra J, de exemplu, au în plus o metodă de stabilizare numită, să zic, cuplajului VATS, VATS linkage este în engleză, care este un soi de Z, are o parte de braț prinsă de zona de roată, merge un element până pe centru unde se află un fel de bară care e aproape verticală și aia este prinsă pe șasiu. De pe partea de roată din dreapta vine un braț sus. Deci avem un braț sus și un braț jos unite prin acel element central. Brațele sunt atașate de roți
și bara verticală este atașată de structura mașinii și împiedică mișcarea asta laterală, dar permite articulările astea și e mai rigidă decât este această suspensie, dar în mod normal, prin arhitectura ei, o traversă deformabilă din acesta, torsion beam suspension, cum o mai numesc ăștia în engleză, nu necesită o bară antiruliu, pentru că nu ai niște brațe independente, adică practic eu acum, dacă aș avea forță să împing roata asta în sus, s-ar ridica și roata de pe partea cealaltă și cam asta face o bară antiruliu, că previne ruliu mașinii, legând între ele roțile acestea. Și e interesant de observat că nu e o simplă bară până la urmă, este o structură complexă făcută din aliaje de diverse grosimi, cu tot felul de puncte de sudură, adică aici secțiunea din capăt este mai mult spre dreptunghiulară, iar în zona centrală este triunghiulară. Dar nu e un simplu triunghi, vedem că aici e puțin mai gros, e scobit în partea de sus aici, de asemenea e scobit, e mai subțire aici, mai gros în capete și în partea aceasta prinderile de șasiu sunt pe diagonală, adică în momentul în care bara se ridică, dă și un anumit unghi roții, adică nu e pur și simplu o scară tăiată și pusă aici. Deci avem aici în partea asta bucșa de prindere de pe una din părți, aici cealaltă, cu șuruburile acelea de reglaj, care nu, de fapt nu sunt șuruburi de reglaj, că nu au sistem excentric, și au și niște capace scuturi care au și rol de antifonare, izolare, dar și de protecție împotriva coroziunii. Și la fel ca orice suspensie, necesită un arc și un amortizor. Am observat că francezii, în general, au mers pe metoda asta de a monta amortizoarele la un unghi destul de hotărât așa față de caroserie și la Peugeot-uri vezi treaba asta. Și asta are niște avantaje, pentru că, în primul rând, fiind plasate foarte jos, le vedem că ele nu urcă undeva în sus în turela aceea clasică. Asta înseamnă că nu mănâncă din volumul portbagajului. Poți să faci o podea plată, volum mult mai mare de portbagaj pe care mașina asta chiar îl are și puteți să vedeți în prezentare. Și pentru că e plasat diagonal, nu este afectată cursa, adică e un amortizor lung și protejat de aceste carcase, doar că e montat foarte oblic. Și atunci, de asemenea, se eliberează spațiul de sub mașină și capeți și partea asta de portbagaj mai mare. Evident că în funcție de motorizare, de tip de caroserie, unele au arcuri mai moi, mai scurte, altele au amortizoare mai tare, altele mai moi și sunt, de aceea sunt codificate pe culori. Mașina are frână de mână electrică și de aceea folosește acest motoraj clasic care trebuie verificat din când în când și de asemenea ca să schimbi plăcuțele trebuie să ai ori un dispozitiv din acela de serviciu, există o rutină prin care poți să desfaci aceste plăcuțe și evident că pe fiecare parte etrierele au câte un asemenea motoraj. Și în partea aceasta, pe centru, rulmentul este prins cu șuruburi și asta înseamnă că nu necesită presă pentru a fi scos. Iar etrierul de asemenea are două prinderi și poate fi detașat destul de ușor. Ce mai are suspensia interesant, în interiorul arcului are un fel de ciupercă, moțul ăsta, care stă pe un soi de scaun, așa că în caz de niște gropi severe sau o încărcătură extremă, suspensia are un stop în capăt, doar că nu e un stop solid, ăsta este dintr-un soi de cauciuc foarte dens, așa că se previne o supraarticulare a suspensiei. Arată destul de bine, are rugină, dar de suprafață, aici vedem niște suduri, care practic toată bara asta de torsiune nu e chiar un singur element, e compusă din mai multe bucăți sudate sub forma unui singur element și pentru că au grosim diferite de material, torsiunea este calculată diferit sau se aplică diferit. Poate să fie mai rigidă în anumite puncte, mai relaxată în altele. În partea asta se află zona de roată de rezervă și se vede forma aceasta de scobitură, care este protejată de o serie de capace pe aici și prinderi. În partea din spate este traversa aceea care protejează împotriva cu avarii la niște accidente mai mari, dar dacă apar tamponări de bară, elementele acestea o să se rupă tot felul de prindere. Evident, ai cablaje, senzorii de parcare și cam atât în linii mari. Pare a fi protejat peste vopsea cu un strat, adică nu e doar un metal pe acolo. Iar în zona superioară de aici, de asemenea, sunt niște carenaje de plastic, care se văd și pe exterior aici, prinse cu șuruburi, așa că slabe șanse să cadă de acolo. Destul de greu de accesat zona aia de acolo, deci practic ca să scoți amortizoarele pare a fi destul de multă muncă, trebuie să dai tot carenajul acesta jos, nu prea văd cum altfel și arcurile
destul de ușor de demontat și plăcuțele de asemenea. Nu este o mașină care să fie avut tracțiune integrală, așa că nu trebuie făcut loc pentru cardan și alte lucruri. Aici avem rezervorul de motorină, care este plasat în fața punții, asta ajută și la greutate și din nou la volumul portbagajului, pentru că dacă îl pune aici, se mânca din volumul portbagajului și e și protecție în caz de accident. Iar în partea aceasta vedem conductele de la sistemul de frânare plus cablajul acela electric și în partea asta sunt niște furtunuri din acestea care se ocupă de diverse zone. Asta cred că are treabă cu ventilarea vaporilor de rezervor, chiar dacă este motorină, necesită așa ceva. Gâtul de umplere, evident, care este pe partea laterală a mașinii, vine direct spre rezervor. Sunt o serie de conducte pe partea aceasta pentru frâne și pentru combustibil. Și evident că pe segmentul central predomină evacuarea, care nu este dintr-un material inoxidabil, așa că e normal să apară rugină, dar asta este o rugină de suprafață și oricum cam la toate mașinile apar problemele astea. Iar în partea din spate asta este evacuarea finală, să o numim tobă. Și vă rog să observați la un diesel întreținut că nu este cu depuneri, e curată chiar în interior, adică să nu bănuiască cineva că am curățat vârful cu vreun burete. Chiar este curată înăuntru. Pentru că e fierbinte, evident, necesită și un scut în partea aceasta. Mașina asta are și EGR-ul și filtrul de particule, toate sunt funcționale, nefiind atât de nou, nu are AdBlue, mai bine. Iar pentru că este un motor diesel și are EGR, necesită o supapă de închidere pe evacuare și la Duster este prezent o asemenea supapă cu aceeași motorizare 1.5 DCI, care la regenerările filtrului de particule și în anumite situații de funcționare a EGR-ului blochează parțial traseul de evacuare pentru a putea să se încingă acel filtru de particule și tubulatura continuă cu acel racord flexibil. Evident, aici avem scuturi metalice și capacele astea de protecție. În zona de aici sunt pragurile mașinii, care sunt direct metalice și se pot vedea că n-au capace de plastic în partea asta. Arată bine, adică nu prea văd nicăieri o rugină de suprafață, nici măcar atât, și pare avea niște puncte de scurgere din plastic, adică pe aici poți ocazional să gresezi periodic aceste puncte. Și de asemenea, astea care par a fi tot capace, punctele de prindere pentru cric, și toată suspensia față stă pe această traversă metalică, care are și rol de izolare capac. Aici mai sunt niște prinderi unde se pot vedea cablaje, asta se prind pe scutul pe care l-am dat jos. Iar în zona față avem o suspensie McPherson clasică cu o basculă inferioară și cu o fuzetă cu un amortizor, de fapt port fuzetă, că am filmat mai devreme cu o mașină și s-ar putea să mă fi taxat lumea deja, că fuzeta este elementul acela din interior și asta este port fuzeta. Eu o numesc jambă, că seamănă cu trenul de rulare de la un avion. Și practic această jambă are un pivot inferior, care în cazul acestei mașini este din ăla prin de stă în tensiune, că e dedesubt, nu e deasupra. Are un șurub acolo de unde se poate desface și de remarcat că elementul acesta este neservisabil, se schimbă odată cu brațul, dar prețul este mic. Și în bună tradiție, sistemul are o basculă simplă și un E46 are același sistem, abia de la E90 au trecut pe două brațe inferioare, deși tot McPherson este. Deci ai acest pivot, unul singur, și în partea asta există o bucșă prinsă pe șasiu în spate și una prinsă în față. Ambele sunt în același plan. La unele mașini asta de aici este în plan așa și aia de acolo este așa, ca să aibă o geometrie puțin diferită, să fie mai rigidă. Și putem vedea că acest subcadru motor continuă vertical și până la zona de longeron acolo, așa că e o structură ca o cușcă care susține și caseta de direcție și motorul, transmisia, diferențialul și toate cele. Și practic aici avem brațul ăsta inferior care e compus în sensul că e făcut din tot felul de elemente de oțel, dar nu, din câte îmi dau seama, este o singură bucată, dar are grosimi diferite. La anumite mașini structura asta este dublată de niște coaste, ranforsări, nervuri, cum vreți să le numiți. Și asta evident, periodic se schimbă, nu cred că are rost să stea se chinuie cineva să desfacă treaba asta, că nici nu se poate. Această fuzetă, evident, sau porfuzetă, fiind din material oxidabil, mai apare uzură pe acolo, rugină de suprafață. Asta este bileta de direcție, care aliaj, bieletele antiruliu care se leagă la bara antiruliu, care probabil e destul de greu de schimbat.
Bieleta asta se duce, se prinde sus de amortizor, unde se află și arcul, senzorul de ABS în partea aceasta și conductele de frână pe partea din spate. Periodic, eu zic că n-ar fi cazul să vă stresați cu partea asta de rugină, de suprafață, oxidare, ci aveți grijă să funcționeze cu lisanțe ăștia, să fie trierele curate, burdufurile astea de la planetară, de la pivot și de la partea de bucșă, de la bara aceasta de pieletă de direcție, să nu fie perforate, pentru că apar uzuri accentuat. În partea centrală avem baia de ulei, a fost uleiul schimbat recent și de asta este pătat așa. Pe zona de aici vedem segmentul median de planetară care intră în transmisie. Și asta este transmisia DC4, are cod, ea trebuie să fie scris undeva aici. Și este un dublu ambreiaj de 6 trepte, ambreiaje uscate, monodisc. Este o cutie făcută de Getrag, care inițial era făcută de Getrag, acum este îmbunătățită și se numește Magna 7 DCT. Sau HDT pentru versiunile hibride. Și aici are tot felul de motorașe de poziționare care sunt situate pe partea asta laterală. Are o metodă interesantă de comprimare și decomprimare a plăcii de presiune, care folosește un sistem din acesta cu filet, nu știu cum să-l descriu, este exact cum e caseta de direcție, cu bilă recirculantă. Sunt un filet interior și un exterior, între care se află niște bile, ca să nu existe frecare. Și tot elementul ăla este controlat de un motoraș electric și care transformă mișcarea rotativă a motorașului în mișcare liniară a celor furci actuatoare, care fiecare din ele controlează câte un ambreiaj. Și în interior, furcile nu au bloc de valve, ci se folosește tot motoraș electric pentru actuarea celor furci. Ok, a trecut timp, există un pic de oxidare la, chiar și la carcasele astea de aluminiu, doar că important e că nu are scurgeri. Cutia are și un sistem de ventilație pentru orice cutie sau diferențial necesită un breeder hose din ăsta ca să elimine excesul de presiune. Și aici mai putem vedea câteva chestiuni interesante, un pic de antifon, are niște scuturi de plastic pe aici, un element structural de prindere aici. Și aici se vede calculatorul acesta al cutiei care vine pe lateral cu cablaje de sus, s-ar vedea mai mult, dar oricum am arătat în prezentare. Și are o zonă destul de ciudată pentru filtrul de ulei care se accesează din capotă, nu poți să-l faci pe dedesubt pe aici. Asta este un conductă de antigel și periodic trebuie verificată. Ea este protejată de scut, dar se poate întâmpla, știu eu, să lovești și să se spargă chestia asta, așa că n-ar fi rău de inspectat. Și neapărat să verificați în timp conducta asta groasă de aici, verticală, asta, care este de la intercooler și care pur și simplu iese de acolo și costă undeva la 200 de lei. Mi se pare că mai bine o înlocuiești decât să stai să cârpești. Evident că aia dacă sare pierzi toată presiunea turbo. Intercoolerul se află în bară, radiatorul de asemenea. Aici se poate vedea cureaua de accesorii care este peste compresorul de aer condiționat. Conducte diverse, din când în când merită să mai te uiți la detaliile acestea ca să știi că mașina este în parametri. Și în linii mari cam atât pentru o mașină care are un rulaj de 150.000 preponderent în România și este folosită, adică mersă la drumuri lungi, o mașină care adună ceva kilometri, adică a mers mai mult decât media, care acum a început să fie, nu știu, de 10-15.000 de kilometri pentru mașini de oraș, asta cred că se duce pe la vreo 25.000, cam așa, poate chiar mai bine. Arată satisfăcător, adică n-are cum să fie curată bibeloc, că nu cred că nimeni nebun să stea să-și ridice mașina pe elevator și să spele toate zonele astea după fiecare drum, deși nu neg faptul că există genul ăsta de indivizi. Așa că decât să fim OCD cu are praf aici și un pic de rugină, mai bine lucrurile la care muncim uzual, șuruburile de la scut, ăsta de la baie, să fie în stare bună, toate șuruburile de reglaj de pe la barele antiruliu, bielete, toate cele bucșăraia, să fie gresate ca să se desfacă ușor în timp, să nu apară probleme. Burdufurile să fie întregi. Mai verifici racordul flexibil de la evacuare să nu apară puncții pe acolo și na, schimbă uleiul la timp, mai condu mașina extraurban să nu fie atâtea depuneri, că mai ales un diesel nu-i făcut să meargă în oraș. Și dacă tot îl ridici pe rampă, n-am mai poți să verifici și integritatea pe la rulmenții ăștia, dacă există vreun zgomot în joc. Plăcuțe, discuri, chestii de genul acesta. Și părerea mea e că rugina asta superficială este cea mai mică problemă. Adică e ca și cum l-ai certat pe un bărbat de 45 de ani, domnule, ai fire albe, nu e ok.
nu te angajăm. Dar acele fire albe nu afectează în vreun fel capacitatea lui de a munci la un job. Și altele ar trebui să fie criteriile. Contează ce scoate pe gură, nu știu cum se prezintă la o întâlnire, ce știe să facă, nu neapărat cum arată părul din cap sau dacă îl are. Ori cam așa e și cu rugina asta. Mi se pare că mulți se blochează prea mult în treaba asta. Adică șoc, fonta ruginește pentru că are fier în ea și automat fierul oxidează, inclusiv oțelul. Are o parte de fier și una de carbon. Partea aia feroasă oxidează în raport cu oxigenul, un amestec cu el. Așa că e normal să vezi semnele astea. Una e să ai de suprafață și alta e să aibă o carie de aia, gen să fie o ruptură în prag. Da, atunci trebuie să iei măsuri, dar nu cred că e atât de important cât... Da, ați prins ideea, mă rog, la asta am vrut să mă refer. În sensul că trebuie să ne bucurăm de mașina asta, să le conducem și să nu fim atât de setați pe o mentenanță de asta draconică axată greșit. Adică, sincer, decât să faci obsesiv tratamente anticoroziune pentru niște suprafețe care nu contează cum ar fi un braz de ăsta pe care îl schimbi, mai bine de banii aia, adică fă un tratament anticoroziv că e bun, fă-l periodic, dar mai bine de banii aia, nu știu, fă mentenanța mecanică, vezi să fie totul funcțional. Cam ăsta a fost episodul. Na, cei care aveți, uite, Renault-uri, ce experiențe plăcute, neplăcute ați avut. Mie mi se pare că niște mașini accesibile, cu piese interesante, pentru că poți cumpăra piese care sunt pentru Dacia și care sunt mai ieftine. Chiar vorbeam cu cineva care e în domeniu, spunea de exemplu că au ei un caz concret cu o mașină din grupul lor de prieteni, un BMW F30 cu motorul N13, care este acel 1.6 turbo, făcut în colaborare cu PSA. Și la un moment dat, pentru că avea kilometri, au zis să-i schimbe distribuția. Și piesele, lanțul, variatoarele, toate alea le-au schimbat și au observat că variatorul de distribuție de pe axa cu came costa cam 1400 de lei pe cod de piesă BMW și absolut aceeași piesă pe cod de PSA era 462 de lei. Și asta ne arată că uneori apartenența unor mărci într-un singur grup ne dă și avantaje pe partea de preț. Așa că căutați că s-ar putea să fie anumite repere, cum ar fi de exemplu supapa asta care e identică și la o Dacia, să fie mai ieftin acolo, pentru că e pentru Dacia și nu pentru Renault. Dar poate să fie și invers, așa că unor merită să ne uităm la detaliile acestea. O mică completare, ca să schimbi amortizoarele, dai tot capitonajul ăsta de la portbagaj, uite așa aici roata de rezervă, și așa vedem și câta portbagajul are, și șuruburile de amortizor sunt astea. Prindere într-o singură parte, cealaltă bucată, tubulatura e prinsă pe șasiu, așa că nu-s probleme. Da, alea jos cad imediat, deci nu trebuie să demontez pe dedesubt. Am zis că trebuia făcută completarea asta ca să nu mai stau prin zona de comentarii. Și aici se poate vedea și traversa de la suspensiile spate, toată ranforsarea asta de caroserie și un portbagaj enorm. Sper că v-a plăcut și hai în zona de comentarii.